capitolul 27, citim de la versetul 12 în jos. Domnul a zis lui Moise, suiete pe muntele acesta Abarim și privește țara pe care am dat-o copiilor lui Israel. Să privești, dar, nu, dar, tu vei, dar, și tu vei fi adăugat la poporul tău, cum a fost adăugat fratele tău Aaron, pentru că v-ați împotrivit poruncii mele în pustiațin, când cu adunării și nu m a sfințit înaintea lor cu prilejul apelor. Acestea sunt apele de ceartă la Cades în pustia țin. Moise a vorbit Domnului și a zis, Domnul Dumnezeul Duhurilor oricărui trup să rânduiască peste adunare un om care să iasă înaintea lor și să intre înaintea lor, care să-i scoată afară și să-i vâre înăuntru, pentru ca adunarea Domnului să nu fie ca niște oi care n-au păstor. Domnul a zis lui Moise, Ias pe Iosua, fiul lui Nun, bărbat în care este Duhul meu, și să spui mâna peste el. Să-l așezi înaintea preotului Eleazar și înaintea întregii adunări și să-i dai porunci sub ochii lor. Să-l faci părtaș la dregătoria ta, pentru ca toată adunarea copilului Israel să-l asculte. Să se înfățișeze înaintea preotului Eleazar, care se întrebe pentru el judecata lui Urim înaintea Domnului. Și Iosua, toți copiii lui Israel împreună cu el și toată adunarea să iasă după porunca lui Eleazar și să intre după porunca lui. Amin. Vă invit să luați loc. Frații și surori, m-am bucurat din toată inima să aud că v-ați unit în post și în rugăciune ca să luptați pentru copiii voștri. Și bine ați făcut. Și Domnul să vă ajute și să ne ajute să ducem lupta aceasta în continuare. Domnul Iisus Hristos îi mustra pe cei din vremea Lui, pe unii dintre ei, pentru că nu puteau să deosebească semnele vremurilor. Nu puteau să deosebească și nu puteau să vadă ce se întâmplă. Dacă Dumnezeu este cu noi și Duhul Sfânt ne călăuzește, trebuie să vedem că vremurile sunt tot mai grele și trebuie să vedem ce se întâmplă în lumea aceasta și trebuie să vedem și să descoperim și să identificăm planurile vrășmașului. De ce? ca să luptăm împotriva Lui, să luptăm cu armele pe care Dumnezeu ni le pune la dispoziție. Poporul lui Dumnezeu este chemat la luptă. Noi n-am fost chemați numai la mântuire, noi am fost chemați și la luptă. Și mai ales vremurile din urmă vor fi caracterizate de o mare luptă. Dumnezeu ne dă mântuirea prin credința în Domnul Isus Hristos și după aceea ne aruncă în luptă. Și noi trebuie să luptăm cu armele lui Dumnezeu. Biruința este a Domnului. Dar biruința este a celor ce se încred în Dumnezeu și care luptă cu armele pe care Dumnezeu le pune la dispoziția lor. Așa că vă îndemn și în același timp mă îndemn și pe mine să ducem lupta aceasta și să nu ne oprim. Și cum zicea cineva și tare m-am bucurat, trebuie să luptăm până, în, până la ultima picătură de energie, până la ultima suflare, chiar dacă ar fi să pierdem. Dar noi nu pierdem. Pentru că dacă luptăm după regulile lui Dumnezeu, vom fi biruitori. S-ar putea să fim înfrânți într-un anumit fel, dar nici de cum înfrânți în sensul să ne pierdem mântuirea și starea de har și părtășia cu Domnul. S-ar putea să suferim, pentru că și alții au suferit înaintea noastră. Și chiar și astăzi sunt oameni care suferă pentru Hristos. Aceștia nu sunt înfrânți, aceștia nu sunt biruiți. Dacă ei rămân în credință, aceștia sunt biruitori. Aceștia sunt biruitori, deci într-un fel s-ar putea să fim biruiți, în sensul că trupurilor acestora să ni se facă rău. Dar dacă rămânem în credință, dacă rămânem de partea lui Dumnezeu, noi suntem biruitori și vom fi biruitori prin mila și prin harul și prin îndurarea lui Dumnezeu. Așa cum am zis, mă bucur pentru că duceți lupta aceasta în post și în rugăciune. Mulți nu o mai fac. Dar vreau să vă vorbesc, dacă tot ați deschis acest subiect, să zic așa, vreau să, să vă vorbesc astăzi despre un alt aspect care este foarte important în lupta pe care noi o avem dedus în vremurile acestea din urmă, în care am intrat, în urmă cu vreo trei ani de zile, a fost doar startul în această nebunie și Dumnezeu a, a îngăduit ca cel rău să se manifeste în felul în care se manifestă. Din 2000 încoace știm cu toții ce s-a întâmplat și Dumnezeu ne descoperă lucrurile acestea ca să putem să stăm tari de partea Lui și să rămânem în credință. Trebuie să ne întoarcem la Scripturi și să vedem ce ne învață Scripturile pentru vremea aceea, pentru vremea aceasta, și luptând, așa cum am spus, după voia Lui Dumnezeu, cu armele Lui Dumnezeu, noi să fim și să rămânem biruitori. Un aspect foarte important, l-am citit aici, în, 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 în capitolul 27 din Numeri, și care... Va avea o mare valoare în vremurile din urmă, va fi calitatea liderilor care stau în fruntea poporului. Cei care dau un semnal poporului. Este așa de mare responsabilitate pentru cei ce stau în fruntea poporului cum nici nu ne putem imagina. Dar, până la urmă, este o mare responsabilitate pentru fiecare dintre noi. Pentru fiecare dintre noi, că, într-un fel sau altul. Fiecare dintre noi trebuie să fim de ajutor celorlalți și trebuie să-i ajutăm pe ceilalți să poată să meargă înainte și să nu se poticnească. Am citit despre momentul în care Moise, Domnul i-a spus, nu vei intra în Canaan pentru că nu mai cinstit, ia un om, tu vei rămâne, vei rămâne aici și poporul va merge înainte. Și Moise îi spune lui Dumnezeu, bun, dacă eu nu voi merge înaintea poporului ca să intru în Canaan, îi spune Moise lui Dumnezeu, Domnul Dumnezeul Duhurilor, oricărui trup, să, ră să rânduiască peste adunare un om. Dumnezeu îi spune, tu nu vei merge mai departe, te vei opri aici, poporul va merge în Canaan. Și Moise a înțeles că în fruntea poporului este nevoie de un om deosebit de un om special. Odată, pentru că Moise a văzut cum era poporul evreu. Știți că în multe locuri spune că poporul evreu era un popor încăpățânat. Vorbește Moise cu Dumnezeu și Dumnezeu cu Moise și cam așa caracteriza Dumnezeu poporul evreu. Poporul acesta este un popor încăpățânat. Omul vrea să facă cum vrea el, cum știe el. Chiar dacă Dumnezeu vrea să-l ducă înspre împărăție, chiar dacă Dumnezeu vrea să-i ducă înspre Canaan, Chiar dacă Dumnezeu vrea să le facă bine, culmea, ei erau încăpățânați, vroiau în felul lor. Să nu credeți că încăpățânarea s-a terminat odată cu poporul evreu. E natura noastră. Omul vrea să facă cum vrea el. Omul vrea să o ia pe căile lui. Omul vrea credința cum îi place lui până la urmă. Știți că asta e o mare nenorocire. Să vrei să străiești credința cum îți place ție, și să nu te gândești cum îi place lui Dumnezeu. În final, oricine vrea să-și trăiască credința cum îi place lui, va ajunge la un mare eșec. Va ajunge la un mare eșec. Și Moise știa cum este poporul acest, poporul evreu. Știa că e un popor încăpățânat, greu de condus. Greu l-a adus până aici, cu multe lupte și cu multe frământări. Și spune, Doamne, alege Tu un om care să meargă înaintea poporului. Pentru că este greu, nu oricine poate să facă slujba aceasta. Eu știu cât este de greu, nu oricine poate să facă slujba aceasta. Acum, un aspect. Moise a fost împreună cu Iosua, a fost, ai zice, una. Iosua era un om deosebit, un bărbat deosebit. Stătea la cortul întâlnirii, spune Scriptura că atunci când Moise pleca de la cortul întâlnirii, Iosua se ducea și rămânea acolo. Îi plăcea în prezența lui Dumnezeu lui Iosua. Iosua era un bărbat destoinic, Iosua era un, un om deosebit. Cu toate acestea, Moise, știind cât de important este un lider ca să conducă poporul până în Canaan, nu-și permite să spună, Doamne, bun, nu mă duc eu, eu nu mai am voie să intru în Canaan, dar Doamne, pune-l pe Iosua, pune-l pe Iosua, îl cunosc pe Iosua, îl știu pe Iosua, pune-l tu pe el, să ducă el poporul în Canaan. Moise nu face lucrurile acestea. Moise zice să Dumnezeul, Domnul Dumnezeul Duhurilor, să aleagă el un om. Pentru că știa cât este de important. Moise îl cunoștea pe Iosua, dar poți ca om să cunoști cu adevărat inima unui om? Poți tu să cunoști ce este în inima unui om? Crezi că poți? Nu poți. Numai Dumnezeu cunoaște inima unui om. Numai Dumnezeu cunoaște starea unui om. Și Moise a înțeles. Dumnezeu trebuie să așeze un om. Avem nevoie de un lider puternic. Dumnezeu poate să facă lucrul acesta. Și numai Dumnezeu. Și numai Dumnezeu. Doamne, alege Tu un lider. Stăm în fața unor vremuri, eu zic, teribile. Teribile. În același timp îi spuneam și fratelui Trean, nu știu de ce Dumnezeu a îngădit să ajungem noi în vremurile acestea. Uneori poate veni un duc de frică când vezi ce se întâmplă. Dar pe de altă parte poate veni și un duc de încurajare și de îmbărbătare și de bucurie, crezând că Dumnezeu, și eu cred lucrul acesta, pe noi ne-a găsit vrednici pentru vremurile acestea. Ne-a găsit vrednici pentru bătălia care ne stă înainte. Dar asta înseamnă că trebuie să ne pregătim și să fim atenți. Vremurile din urmă vor fi caracterizate de multă minciună, deja o vedem, e adevărat? Tot ceea ce se spune astăzi e minciună, Nimic din discursul oficial nu mai este de adevăr. Totul este minciună. Absolut totul. Eu mi-am stabilit un principiu. După ce a început pandemia, după două-trei luni de zile, când mi-am dat seama ce se întâmplă în 2020, când mi-am dat seama ce se întâmplă, mi-am stabilit un principiu. Și am zis, dacă propaganda oficială zice să o iau la dreapta, eu o iau la stânga. Dacă guvernanții îmi spun să o iau la, la dreapta, eu o iau la stânga. Nu-i mai cred niciun milimetru. Totul e minciună. Totul e minciună. Dar dacă în societate este minciună, diavolul nu stă și aduce minciuna și înșelătoria chiar în poporul lui Dumnezeu. Și Biblia vorbește despre mulți învățători mincinoși, despre proroși mincinoși care vor fi în vremurile din urmă. Care ce vor face? Ce vor pretinde? Vor pretinde că dau direcție poporului. Vor pretinde că duc poporul înspre biruință. Dar ei, de fapt, vor face exact invers. Și atunci noi trebuie să avem capacitatea, lumina și discernământul dat de Dumnezeu prin Duhul Sfânt ca să putem identifica astfel de lideri. Niciodată n-a fost atât de multă minciună ca și astăzi, nici în societate, dar nici între creștini. Minciună, înșelăciune, derută, călăuzire pe direcții greșite. De aceea, dacă ne-am rugat pentru copii și dacă v-ați rugat pentru copii, vă îndemn să vă rugați și pentru conducători și pentru lideri. Rugați-vă. Pentru că moi se înțeles cât este de important. A zis, poporul acesta nu poate intra în Canaan fără un lider deosebit. Fără un om puternic, fără un om special, cu discernământ, cu o capacitate deosebită. Nu poate fi dus. Nu poate fi dus. Dacă vreți ceea ce le-a stat lor înainte, atunci, în Canaan, ne stă înainte nouă acum. Ne stă nouă înainte de a cine? De a înainte? Stă înaintea noastră lupta aceasta puternică pe care o avem de dus. Și trebuie să avem conducători care să ne conducă bine, și apoi trebuie fiecare la rândul nostru. Că am vorbit despre familii. Soțul trebuie să fie un astfel de conducător. Mama, până la urmă, trebuie să fie o astfel de conducătoare, să știe să-și conducă copiii și să, să dea direcție bună. Moise spune așa, Doamna, alege tu. Și mă întorc la vers, cuvintele pe care le-am citit. Și la versetul 17 spune Moise cum să fie omul pe care, care ar trebui să ducă poporul în Canaan. Spune un om care să iasă înaintea lor și să intre înaintea lor, care să-i scoată afară și să-i vâre înăuntru, pentru ca adunarea Domnului să nu fie ca niște oi care n-au păstor. Am stat în urmă cu o vreme să mă gândesc la, versetul, la cuvintele acestea, ce vrea de fapt să spună scriptura? Ce a vrut să spună de fapt Moise lui Dumnezeu, caracterizând liderul în felul acesta? Un lider care să iasă înaintea lor și să intre înaintea lor, să-i scoată afară și să-i văre înăuntru. Ce, ce a vrut Moise să spună? Știți că scripturile sunt infailibile în original. În traduceri mai pot scăpa unele lucruri. Noi avem aici o scriptură dată de Dumnezeu în urmă cu 100 de ani, mai bine deja trecut de 100 de ani. E un dar pentru poporul român, traducerea Cornilescu. Și Cornilescu a tradus bine. Dar nu poți cuprinde în câteva cuvinte tot înțelesul larg a ceea ce a vrut să exprime Dumnezeu. Și atunci am stat să cercetez, să văd ce vrea să însemne lucrul acesta. Ce înseamnă să iasă înaintea lor? Adică mă să-i spunea lui Dumnezeu, Doamne, un om care să iasă înaintea lor, adică ce să facă omul acesta? Ce să facă omul acesta, liderul acesta? Știți care este traducerea mai largă, înțelesul mai larg al cuvântului? Să îndrume spre ieșire. Să îi îndrume spre ieșire. O posibilitate de ieșire. Să îi înainteze, să-i smulgă din ceva. Înțelegeți? Liderul trebuie să îndrume poporul înspre ieșire, să-i smulgă dintr-o situație, să-i scoată dintr-o situație delicată și să le poată da o direcție bună. Sunt probleme, sunt frământări, sunt situații în care oamenii se blochează, comunitatea se blochează, omul se poate bloca. Un lider trebuie să poată să-i scoată din această stare, să-i îndrume spre ieșire, să-i ducă spre o soluție. Și evident, spre o soluție bună. Să scoți poporul dintr-o situație grea și să-l duci mai departe. Asta este o calitate de lider. să se ruga lui Dumnezeu, Doamne, găsește un astfel de om care să poată scoate poporul dintr-o situație dificilă și să-i ducă înainte. Să-i ducă înainte. Nu să-i încurce, așa cum se întâmplă astăzi. Astăzi, așa de mulți, așa zici, pretinși, lideri, știți ce fac? Mai mult încurcă poporul. În loc să-i ducă înspre o situație ca să-i elibereze, ca să le fie bine, îi îngropă și mai mult, îi bagă și mai mult în tot felul de lucruri care îi încurcă. Și Moise se ruga pentru un astfel de lider, apoi zice să intre înaintea lor, să intre înaintea lor. Aici are un alt înțeles, să se ducă la război, să meargă înaintea lor la luptă. merge în față ai căra, ai trage după el, după tine. Calitatea unui lider, să meargă la război și pe ceilalți să-i tragă după el, să-i ducă după el, să-i ducă înspre biruință. Pentru așa ceva se ruga Moise. Doamne, găsește Tu un om, găsește Tu un om care să scoată poporul din situații delicate, să scoată poporul din situații dificile, și să-i ducă spre o soluție, să le dea o soluție bună ca să poată înainta. Și apoi, liderul acesta să meargă înaintea lor la luptă, să-i tragă, dacă vreți, după el, să-i tragă înainte din starea în care se află, în situațiile conflictuale, să-i ducă înainte, să-i ducă înspre biruință. Așa ceva. Pentru așa ceva se ruga. Se ruga Moise. Un astfel de om spunea, avem nevoie. Și Dumnezeu știa? Și a zis, da, uite, acolo este. Acolo este Iosua, fiul lui Nun. Ial pe el, ial pe el. Era Moise, conștient de responsabilitatea mare care urma să apese pe umerii acestui lider. Era conștient de lucrarea grea care stătea înainte. Noi privim vremurile care ne stau înainte de multe ori cu multă superficialitate. Și de multe ori zicem... Păi, cum zic unii, ei, Dumnezeu va face ce va vrea. El se va ocupa, El va face, El va drege. Și punem toate pe umerii lui Dumnezeu. Ca și cum noi n-am avea nicio responsabilitate. Moise n-a procedat în felul acesta. Moise a zis, este nevoie de un om deosebit. Este nevoie de un lider. Este nevoie de un bun organizator. De un om cu lumină, de un om cu discernământ. Și de un om cu curaj. Iosua era un foarte bun organizator. Iosua a dovedit în timp că a fost ceea ce Dumnezeu, ceea ce poporul evreu avea nevoie. Iosua a mers înaintea poporului și a dus poporul înspre biruință. Ce vreau să vă. ca să vă încurajez în, în, în sensul acesta. Vreau să vă citesc din 1 Samuel, capitolul 18, acolo unde Scriptura mărturisește despre David, omului Dumnezeu. David spune de la versetul 1 Samuel 18, de la versetul 12, spune că Saul se temea de David, pentru că Domnul era cu David și se depărtase de la el. L-a îndepărtat de lângă el și l-a pus mai mare peste o mie de oameni. David ieșea și intra în fruntea poporului, izbutea în tot ce făcea și Domnul era cu el. Saul văzând că izbutea totdeauna, se temea de el, dar tot Israelul și Iuda iubeau pe David. De ce? Pentru că intra și ieșea în fruntea poporului. Exact ceea ce Moise -i a cerut lui Dumnezeu, asta îl caracteriza pe David. Spune că David intra și ieșea în fruntea poporului. David, ca și Iosua, pentru că dacă ne uităm la Iosua după aceea și ce s-a întâmplat, aduceți-vă aminte când au vrut să intre în Canaan și după ce au cucerit Ierihonul, s-a întâmplat episodul cu Acan. Acan a luat din lucrurile care nu erau îngăduite și când s-au dus împotriva cetății Ai, ca să o cucerească, ce au zis scoadele trimise? Nu merită să, să duci tot poporul, cum ai făcut cu Ierihonul. Câteva mii de oameni acolo, și o să, e o cetate mică și o să cadă ușor. Și ai n-a căzut. De ce? Pentru că Dumnezeu n-a dat biruință din pricina lui Acan. Și care a fost atitudinea lui Iosua? Ce înseamnă un lider? Ce înseamnă un lider? Spune că Iosua ce a făcut? S-a aruncat cu fața la pământ și a postit. S-a aruncat cu fața la pământ și a zis, Doamne, printre altele, de ce ni se întâmplă toate acestea și ce vor zice ceilalți despre numele tău mare? Ce vor zice ceilalți, dușmanii noștri, despre numele tău mare? Iată că, până la urmă, problema nu e a noastră. Până la urmă, nu noi suntem în discuție, în primul rând. Până la urmă, în primul rând, este ce vor zice neamurile de numele tău mare. Ce vor zice neamurile de numele tău mare? Uite, tu ai zis că o să ne dai tot, tot cananul și acum noi suntem înfrânți. Ce o să zică neamurile? Asta este o calitate a unui lider spiritual. Moise n-a fost la fel. Când poporul păcătuia și Dumnezeu zicea, eu mor, inimicesc. Și Moise se ducea înaintea lui Dumnezeu și zicea la fel. Dar ce o să zică neamurile? O să zică că nu i-ai putut duce. Nu i-ai putut duce în, în, acolo unde ai promis. O să zică că ești un Dumnezeu slab, o să te compare cu Dumnezeii lor și o să zică că n-ai putut. N-ai putut. Asta e calitatea unui lider, asta e calitatea unui creștin, când vede că lucrurile nu merg bine din punct de vedere spiritual, când poporul Domnului e neputință, când poporul e în slăbiciune, un adevărat creștin, lider sau mai puțin lider, fiecare membru, se duce înaintea lui Dumnezeu cu durere. Înaintea lui Dumnezeu, ce o să zică oamenii de numele tău? Ce-o să zică oamenii de numele tău? Că nu poți tu să faci. Asta, de asta era preocupat Iosua. Ce-o să zică oamenii? Și la fel era și David. La fel era și David. Un om care trăia pentru Dumnezeu. Un om care era preocupat de onoarea lui Dumnezeu. Frați și surori, noi vrem cu toți să ajungem în, în Împărăția Cerească și Domnul să ne ajute pe toți să ajungem acolo. Dar să știți că înainte de orice... Și mai important decât lucrul acesta, știți ce este? Onoarea numelui lui Dumnezeu. Dacă eu sunt preocupat ca Dumnezeu să fie onorat, dacă eu sunt preocupat ca Dumnezeu să fie cinstit, îmi voi trăi viața în felul în care Dumnezeu să fie onorat. Și nu voi rata cerul. Nu voi rata cerul. Dacă îți preocupa de Dumnezeu, dacă îți preocupat că oamenii din jur care nu-L cunosc pe Dumnezeu să nu pot arăta cu degetul înspre mine că nu sunt ceea ce ar trebui să fiu și dacă mă lupt să-mi trăiesc viața în așa fel încât Dumnezeu să fie onorat și glorificat și fără să nu mai am eu niciun gând și niciun interes personal, n-am cum să ne ajung în împărăția cerurilor. Pentru că eu voi trăi pentru Dumnezeu, îl voi asculta pe Dumnezeu, mă voi supune voi lui Dumnezeu. De ce? Că vreau ca El să fie onorat vreau ca el să fie glorificat și aceasta e calitatea unui lider. Nu mă interesează, nu trebuie să mă intereseze ce se întâmplă, ce zic oamenii, ce zice biserica de până la urmă despre mine. Ci mă interesează ce zice Dumnezeu. Și ce spun oamenii despre Dumnezeu pe care eu îl reprezint. Să l pot onora pe Dumnezeu, să l pot glorifica pe Dumnezeu. Oamenii lui Dumnezeu au fost întotdeauna preocupați de aceasta. Ce se va zice despre numele tău? Ce se va spune despre numele tău? David era un astfel de om, preocupat de slava și de gloria lui Dumnezeu. Suntem noi preocupați? Suntem noi preocupați de aceasta? În familii, în relațiile dintre noi, în adunare și pretutindeni, ne interesează pe noi de slava și de gloria lui Dumnezeu? Trebuie să fim preocupați de aceasta. David a fost un astfel de om. Era preocupat un om al lui Dumnezeu. Neapărat. Un neapărat dacă când zic omul lui Dumnezeu, să nu mă înțelegeți că doar fratele păstor trebuie să fie așa. Noi toți trebuie să fim așa. Noi toți trebuie să fim așa. Asta este o marcă dacă vreți, a Sfinților lui Dumnezeu, preocupați de gloria și de slava lui Dumnezeu. Și al doilea lucru. Care îl găsim la toți oamenii lui Dumnezeu, la Iosua, la Moise, la David, la alții. Binele poporului. Binele poporului. Când sunt preocupat de gloria și slava lui Dumnezeu și de binele poporului, îi voi cere lui Dumnezeu să-mi dea lumină, călăuzire, discernământ, ca să pot face bine poporului. Dispare interesul personal. Că de aici apar toate problemele între noi. De aceea învățători mincinoși și de aceea proroci mincinoși în vremurile din urmă. Pentru că au mult interes pentru ei. Nu se gândesc la gloria lui Dumnezeu. Nu se gândesc la Slava lui Dumnezeu și nu se gândesc la binele poporului. Se gândesc la ei. De aceea nu pot fi lideri. De aceea nu pot conduce poporul înspre biruință. Nu pot. Pentru că se gândesc la ei. Interesul lor. Interesul lor. Interesul nostru. Și, Doamne, mult este. Nu la, nu, nu la întâmplare Domnul Isus Hristos spunea, dacă vrea cineva să vină după mine, dacă vrea cineva să fie ucenicul meu, să se lepede de sine să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Gloria lui Dumnezeu și binele poporului. Slava lui Dumnezeu și binele celor din jur. Asta înseamnă să fii un lider. Dar asta înseamnă să fii un creștin adevărat. Asta înseamnă să fii un creștin adevărat. La lucrurile acestea să te gândești. Acestea două să fie obiective în viața ta, în viața noastră. Și dacă așa vom fi, dacă așa vom trăi, Dumnezeu va fi cinstit, va fi onorat. Curaj! Și apoi trebuie mult curaj. În vremurile din urmă este nevoie de mult curaj. Dar astfel de oameni motivați de, dorin, de lucrurile acestea două vor fi oameni curajoși. Știți cine sunt fricoși? Știți cine sunt lași? Și cine vor da înapoi? Cei ce nu s-au gândit niciodată la slava și la gloria lui Dumnezeu și nu s-au gândit la binele celorlalți. S-au gândit numai la binele lor. S-au gândit numai la bunăstarea lor. Fricoșii, de aici vor fi. Asta e rădăcina fricii, binele meu, bunăstarea mea, confortul meu, să fiu eu protejat, să fiu eu ocrotit. De aici vine frica. De aceea spune Domnul Iisus Hristos în Matei 24: Că în vremurile din urmă se vor vinde unii pe alții și se vor ră unii pe alții. De ce? De ce? Cum să, să te vândă, frații? Să te vândă surorile din biserică? Să te trădeze ei? Păi n-ați văzut că s-a întâmplat deja cu pandemia? Ați auzit de cazuri când au sunat la poliție din biserică, frați, surori, au sunat la poliție, haideți că aici la noi nu poartă mască, haideți că aici la noi sunt prea mulți. Au fost cazuri de felul acesta, nu știu aici, în România au fost. Au sunat la poliție, la noi sunt prea mulți, nu, stau, nu păstrează distanța, n-au mască pe față. Se vor vinde unii pe alții, se vor urâi unii pe alții. Deci, păi s-a dus acolo cu frica în sân. Era frică să nu moară. Era frică să nu moară. M-am întâlnit, deja era la vreun an de zile după ce a început nebunia și minciuna asta. Mă întâlnesc într-o zi în zălă, pe stradă cu doi frați, undeva la 80 de ani, soț și soție. Eu m-am mutat din biserica în care eram, într-o altă biserică slujesc de câțiva ani și nu i-am mai văzut. Eu am rămas în biserica unde am fost inițial. Nu i-am văzut de vreme. Și mă întâlnesc cu ei în oraș și le spun, mă bucur să vă văd, nu v-am văzut aproape de un an de zile, ce mai faceți, cum sunteți? Și îmi spune fratele, care vă spun în biserică, era tot timpul cu mâinile pe sus, mări să fie Domnul, Domnul în sus și Domnul în jos și Domnul în sus. Nimic nu era așa de important pentru el ca și Domnul. Așa spunea cu gura. Și acum zice, când îi întreb ce faceți, păi zice, bine am face de ne-ar fi nenorocită asta de pandemie. Și atunci, parcă mi s-a prins un bec. Și am zis: Să nu-mi spuneți că n-ați mai fost la biserică și că nu mai mergeți la biserică. Păi nu mergem, frate, cum să mergem? Nu mai mergem, zice. Noi suntem oameni în vârstă. Și dacă ne prinde microbul și murim. Înțelegeți? Când te iubești pe tine așa de mult, te lepezi de orice, te lepezi de frați, te lepezi de Hristos până la urmă te lepezi de orice, dar tu în biserică ești mare credincios, te ești cu mâinile pe sus, tu te lauzi cât îl iubești pe Dumnezeu. Dragostea de sine. În vremurile din urmă se vor urâ unii pe alții, se vor vinde unii pe alții. De ce? De ce? Că au fost Oameni care au fost preocupați de slava lui Dumnezeu, că au fost oameni preocupați de gloria lui Dumnezeu și că au fost oameni preocupați de binele celorlalți. Nu, pentru că au fost centrați numai pe ei și numai la ei s-au gândit, numai lor să le fie bine și cu ceilalți, fie ce-o fi. Poți să stai un an de zile și să nu mergi să te întâlnești cu frații la biserică? Poți! Poți! Poți, dar atunci nu mai ești creștin. Ești numai cu numele, ești văruit, ești vopsit pe din afară și înăuntru e plin de rugină. Pentru că nu avem aceste două lucruri înaintea noastră, gloria lui Dumnezeu și binele oamenilor. Binele oamenilor. David a fost și el un astfel de om. Auziți ce zice Izbutea în tot ce făcea și David, David ieșea și intra în fruntea poporului. Exact lucrul acesta. David găsea soluții când poporul era într-o criză, David se ducea înaintea lui Dumnezeu și găsea soluții ca să scoată poporul din criza respectivă. Și mai mult, David mergea în fruntea poporului. David avea curaj. Știți că la un moment dat, când s-a dus la o bătălie și David era să moară, au venit vitejii pe lângă el și a zis, gata, gata. Zice, de acum înainte tu stai acasă, luptăm noi pentru tine, să nu cumva să se stingă lumina lui Israel. Stai tu acasă, lasă că luptăm noi pentru tine. Adică ce era? David se ducea la luptă. David era curajos, era în primul rând acolo. Nu stătea să dea ordine de undeva, dintr-o cazemată unde nu-l putea atinge nimic. Era în fruntea poporului, la luptă. Și asta vrea Dumnezeu. Asta vrea Dumnezeu. Era un om un om al lui Dumnezeu, un alt David, un alt Moise, un alt Iosua, pentru că erau conduși de același Duh și știți cum se chema? Pavel. Și Pavel a ajuns în închisoare și era cu lanțuri și frații se duceau la el să-l viziteze. Și când te duci la un om în lanțuri, în urmă cu mulți ani de zile am fost la Roma și au zis acolo în centrul ăla vechi, unde și Coloseum, a zis aici și în închisoarea unde a fost închis Pavel. Și am zis, hai să vedem unde a fost închis Pavel. Și ne-am dus acolo, am coborât sub pământ pe niște scări de piatră. Era umed acolo, umezeală, sub pământ, sub pământ. O, o celulă din asta, din piatră, umedă. Și deci că acolo a stat Pavel, întuneric și cu lanțuri la mâini. Și frații se duceau la Pavel ca să-l încurajeze pe fratele Pavel, că era în închisoare. Și spune scriptura că Pavel scrie, spune că frații, încurajați de lanțurile mele, au primit cei mai mult curaj și îndrăzneală ca să-L mărturisească pe Hristos. Pavel de acolo din închisoare dădea o direcție bună. Pavel de acolo din închisoare avea soluții bune pentru popor. Nu era afară, nu vedea lumina zilei, dar avea soluții bune pentru popor. Știa ce să spună poporului și avem aici sfaturile lui. Nu se plângea de starea lui pentru că era preocupat de gloria lui Dumnezeu și de binele oamenilor nu se plângea. Și frații când l-au văzut s-au dus să-l încurajeze și știți cum se întâmplă, că vi s-a întâmplat probabil și vouă, v-ați dus la un frate sau la o soră bolnav ca să-l încurajați, să-l mângheați și ați venit voi încurajați și mângheați de acolo, că ați văzut credința, ați văzut credința fraților. Zilele trecute, sper să nu-mi pierd firul, dacă îmi pierd firul, mai aduceți-mi aminte. Zilele trecute am avut acolo la Zală o familie. Oameni foarte, foarte, în mare, mare nevoie și suferință. Sora are 62 de ani, sora are scleroză multiplă în plăci. Cei care știți ce înseamnă aceasta, mă veți înțelege. E paralizată la pat de vreo 30 de ani. Soțul ei a îngrijit-o. N-a avut pe nimeni, ea n-a avut, au fost singură în familie, n-a mai avut frați, părinții au murit, el ar, și și el doar o nepoată are, n-au pe nimeni, n-au pe nimeni. N-au mai avut cine să se ocupe de ei, erau din ploiești. Așa a îngăduit Dumnezeu și a fost un concurs de împrejurări. I-am adus la o casă acolo de bătrân lângă Zalău de două săptămâni. El a fost cel care a avut grijă de ea zeci de ani. Gândiți-vă, scleroză în plăci înseamnă să nu poți face nimic. Nu poate să întoarcă paginile de la Scriptură să citească. Trebuie să-i întoarcă cineva paginile de la Scriptură. Singurul lucru care îl putea face era să-și miște capul așa. Atât. Vă gândiți ce nevoie are un astfel de om? Vă gândiți ce nevoie are un astfel de om? Nimic nu poate să facă. Dacă îi se așează o muscă, muscă pe nas, nu poate să o dea la o parte. Nimic nu poate să facă. Și el a îngrijit-o. El însă în ultimul timp s-a îmbolnăvit. A fost bolnav acolo, după aia bolnav aici. Însă alău a trebuit să fie dus la spital, că starea lui nu era bună. Și zilele trecute a murit la spital. Și m-am dus cu soția să îi spunem sorei ce s-a întâmplat. El era singurul ei ajutor. Singurul ei ajutor. N-avea altul. N-avea altul. Ne-am dus la ea și când le-am spus la femeile care îngrijeau acolo, asistente și ce erau, au ce o să se întâmple, ce o să fie, cum o să-i spuneți? Trebuie să-i spunem. Ne-am dus și am intrat acolo, S-a bucurat când ne-am văzut, era o vizită inopinantă și a zis, mă bucur că ați venit, da, de ce ați venit? Cum de ați venit? Și am spus, soră, ești pregătită pentru orice? Asta mi-a venit, mi-a și pe buze. S-a uitat la mine, o femeie foarte cu mintea, deci trupul praf, dar mintea limpede, o credincioasă deosebită, cum rar mi-a fost da să văd. S-a uitat la mine și a izbucnit în plâns. A înțeles imediat că soția ei a murit a izbucnit în plâns și în timp ce hohotea plângând, în același moment a început să strige, slavă ție Iisuse, slavă ție Iisuse, glorie ție Iisuse, binecuvântat să fii Iisuse, înălțat să fii Iisuse. Vă dați seama? Vă dați seama ce înseamnă credință? Eu am văzut, am văzut acum, ce n-am văzut niciodată. N-a fost pregătită, n-a fost nimic fals. Era Dumnezeu în inima ei. Era obișnuită de 40 de ani în suferință să-L laude pe Dumnezeu și să-L glorifice pe Dumnezeu și să-I să spună mereu Dumnezeu mă vrea mai sfântă și mai curată și mai, mai pusă deoparte pentru El. Asta înseamnă, asta înseamnă să ne-am dus, ne dus acolo să-I spunem vestea și ne-am dus de acolo uimiți de așa credință, de așa credință. Și mă întorc la Pavel. S-au dus frații să-l mângâie. Și au mers ei de acolo încurajați. Și au zis: Dacă fratele Pavel, în, în hruba asta umedă, aici legat cu lanțurile de pietre astea, el e plin de bucurie și îl, îl mărturisește pe Hristos, și noi trebuie să o facem. Ieșim și noi. Și frații s-au încurajat de la el. Asta înseamnă să fii un lider. Asta înseamnă să conduci poporul înspre biruință. Asta înseamnă să mergi înaintea lor la luptă. Pavel era legat cu lanțuri de pietrele acelea umede, dar mergea înaintea lor la luptă, e adevărat? Mergea înaintea lor la luptă, era înaintea poporului la luptă, în închisoare, în închisoare. Nu trebuie să fii liber, nu trebuie să fii dezlegat de lanțuri și fără lanțuri ca să poți merge la luptă când vorbim de lupta spirituală, ci mai bine o poți face atunci. Atunci o poți face mai bine, atunci poți lupta mai bine, atunci poți fi pentru frați, pentru surori, pentru ceilalți un motiv de încurajare. Asta înseamnă să fii lider. Asta înseamnă să fii creștin. Asta înseamnă să fii creștin. Nu mereu să ne tot plângem de vai că n-am aia, n-am aia, n-am aia, n-am aia. Ce creștinism e ăsta? Pe ce direcție îți conduci copiii? Pe ce direcție îți conduci familia? Pe ce direcție îți conduci soția când te plângi mereu? Sau soră când te plângi mereu? Ce exemplu dai copiilor tăi? Că greu, spunea fratele, de vremurile din trecut, vremurile comunismului, când nu aveau, erau copii mulți în familie, n aveai ce să mănânci. Și spuneam și vorbeam și cu sora zilele acestea. Și spuneam, știți ce era atunci? Eu mi-aduc aminte că eram și eu copil în vremurile acelea grele. Și și aveau oamenii atunci. Aveau pace, aveau mulțumire, erau mulțumitori în inimile lor. Nimeni nu se plângea, nimeni nu se plângea, mâncau mămăligă, mămă mâncau ce aveau și nimeni nu se plângea că le lipsește nu știu ce minuni, Oamenii erau mulți, mulțumitori. Este un exemplu frumos. Ce frumos să mă uit în spate, să mă uit la bătrânii de atunci și să văd mulțumirea din inima lor. Și ce urțenie să te uiți astăzi la pocăiți nemulțumiți și nemulțumiți și nemulțumiți mereu în vremuri de așa mare bunăstare. Ce exemplu suntem noi? Ce exemplu suntem pentru cei din jur când mereu nemulțumiți? Mereu nemulțumiți. Cum duci poporul? Înspre ce duci? Înspre biruință? sau înspre înfrângere. Dumnezeu să aibă milă de noi. Vremurile acestea din urmă, în vremurile acestea din urmă, Dumnezeu vrea să vadă luptători. Oameni care luptă, nu se plâng toată ziua, că nu-i una, că nu-i alta, care luptă pentru numele Lui, pentru gloria Lui Dumnezeu și pentru binele celorlalți, pentru binele celor din jurul Lui. Trebuie să fim preocupați de asta. Ăsta e semnul unui lider, Asta semnele unui lider. Sunt caracteristicile unui adevărat creștin. Să dispară egoismul dintre noi. Să dispare egoismul. Numai noi și numai noi și numai noi. Să începem să ne gândim la Dumnezeu și la ceilalți din jurul nostru. Vă citesc în Luca 12. Ce înseamnă? Ce așteaptă Dumnezeu de la noi? Luca 12. de la 41. Doamne, i-a zis Petru, a spus Domnul Iisus Hristos pilda, le-a spus mijlocul să o fie încins, făclile aprinse, să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpân la venirea lui. Și zice Petru, Doamne, pentru noi spui pilda aceasta sau pentru toți? Și Domnul a zis, cine este ispravnicul credincios și înțelept pe care îl va pune stăpânul său peste slujile sale, ca să le dea partea lor de hrană la vremea potrivită. Ferice de robul acela pe care stăpânul, la venirea lui, îl va găsi făcând așa. Să le dea hrană la vremea potrivită. Hrană la vremea potrivită. Dacă să ai hrană, nu e așa că trebuie să muncești pentru ea? Ca să aveți pâine, ca să aveți ceea ce vă trebuie, nu e așa că munciți pentru? Și unor muncești foarte mult? Că așa e? Faraon cere multă, mun multă muncă. Dacă vrei să ai hrană și dacă vrei să ai hăinuțe pentru copii și dacă vrei să ai o casă unde să-ți pleci capul, trebuie să muncești, da? Ca să ai hrană la vremea potrivită. Așa e și în domeniul spiritual. Nu se poate să ai hrană. Nu se poate să dai hrană poporului dacă nu muncești. Dacă nu muncești. Astăzi, din nefericire, în urmă cu mai mulți ani de zile, am văzut o carte. Și nu că nu mai sunt mai multe, dar am văzut atunci o carte scrisă de un, așa zis, predicator român, că pentru mine nu nici predicator și nici învățător, dar foarte mulți îl ascultă și îl urmează. Mă rog, Dumnezeu să, să dea discernământ poporului. Și cartea aceasta era cam așa ceva, scria. 150 de schițe de predici. Ceva de genul. Poate că nu sunt 150, că sunt 100. Asta. mă rog, 150 de schițe de predici. Tu, ca și slujitor, trebuia să iei cartea asta și acolo vei pe o jumătate de pagină o schiță de predică. Gata. Ai predica făcută, nu? apucă și predică. Doar ai schiță acolo. Câtă rătăcire, câtă înșelare. Un cuvânt trebuie să vină din partea lui Dumnezeu și Dumnezeu să dea cuvântul acela Slujitorului care muncește, care se străduiește, care citește, care se roagă, care își sfințește viața. Și Dumnezeu trebuie să-i dea cuvânt la vreme potrivită. Vin eu ca un nătâng și iau o, o schiță din cartea asta și ca un nătâng iau de acolo la întâmplare și vin și vă predic vouă. N-are nicio legătură cu vremurile în care trăim, n-are nicio legătură cu starea vreunui suflet, n-are legătură cu nimic. Nu vine de la Dumnezeu, vine din imaginația omului. Cu ce vă sunt de folos? Cu ce poți să fii de folos? Cu nimic! Cu nimic! Cuvântul trebuie să vină din partea lui Dumnezeu. Și slujitorul, ca să poată da hrană slujilor mai departe, trebuie să muncească, trebuie să se străduiască pentru aceasta. Nu poți avea fără muncă, nu poți avea fără străduință. Frații care sunt cap de familie, nu puteți conduce, nu puteți conduce familiile. Dacă nu vă străduiți, dacă nu vă rugați, dacă nu vă luptați să vă sfințiți viața, nu puteți, nu puteți să avea cuvânt la vreme potrivită. Nu puteți să dați direcție la vreme potrivită. Apar provocări mari, copiii cresc, lumea e nebună. Ce faci? Ce faci? Ce faci? Ce faci? Știți ce faci? Te apropii de Dumnezeu. Te apropii de Dumnezeu cu disperare. Îl cauți pe Dumnezeu cu disperare căutând să fii în voia lui Dumnezeu în toate lucrurile. Un alt aspect important din textul pe care l-am citit, știți că nu Iosua conducea poporul? Știți că nu Iosua conducea poporul? Numer 27, citesc din nou, zice versetul 21, Iosua, pe care să-l pui în fruntea poporului, să se înfățișeze înaintea preotului Eleazar, care se întrebe pentru el, Judecata lui Uri înaintea Domnului și Iosua, toți copiii lui Israel, împreună cu el și toată adunarea, să iasă după porunca lui Eleazar și să intre după porunca lui. Cine conducea? Cine conducea? Iosua? Eleazar. Dar Eleazar conducea? Cine conducea? Dumnezeu conducea. Însă Iosua era un om smerit și recunoștea că avea nevoie de călăuzirea lui Dumnezeu și se ducea la Eleazar, deși Dumnezeu l-a ales. Deși Dumnezeu l-a ales, Dumnezeu l-a pus în fruntea poporului, se ducea la Eleazar și zicea, ce să facem? Întreabă pe Dumnezeu. Și Eleazar întreba pe Dumnezeu și zice, așa să facem. Asta e o altă calitate mare. Omul e ales de Dumnezeu. Omul e pus în frunte de Dumnezeu. Să înțeleagă că e dependent de Dumnezeu și că nu se poate descurca fără Dumnezeu. Nu ne putem descurca, noi credem că putem. De aceea și facem de multe ori greșeli. Nu putem fără de Dumnezeu. Nu ne putem descurca. Nu Iosua conducea și nici măcar nu Eleazar conducea, ci conducea Dumnezeu. Era o autoritate pe care eu o respectau și erau dependenți de Dumnezeu. Suntem noi dependenți de Dumnezeu. Frați și surori, nu pentru mâncare și pentru sănătate, că pentru asta cred că recunoaștem că suntem dependenți de Dumnezeu. Nu-i vorba de asta, ci vorba de deciziile spirituale pe care le luăm pentru binele nostru, al copilor noștri, al familiei, al bisericii, al poporului lui Dumnezeu. Suntem noi dependenți de Dumnezeu? Înțelegem noi că fără de El chiar nu putem face nimic? Vorbind despre deciziile spirituale, hotărârile pe care urmează să le luăm de aici înainte? Bine ar fi să recunoaștem că suntem dependenți de Dumnezeu. Vreau să vă citesc câteva cuvinte din Ioan, capitolul 10. Este vorba despre Domnul Isus Hristos. Auziți numai ce frumos vorbește, mărturisește Scriptura aici. Ce spune Domnul Isus? Citeți de la versetul 7. Isus le-a mai zis. Adevărat, adevărat vă spun că eu sunt ușa oilor. Toți cei ce au venit înainte de mine sunt hoți și tâlhari, dar oile n-au ascultat de ei. Auziți? Hoți și tâlhari, oameni care pretindeau că sunt ceva și că duc pe oameni pe o direcție bună. Eu sunt ușa, spunea Domnul Iisus. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit. Și acum, auzim din nou cuvintele acestea. Va intra și va ieși și va găsi pășune. Va intra. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit. Va intra și va ieși și va găsi pășune. Va intra. Va intra. Adică, ce se va întâmpla cu omul acela? Unde va intra? Prin Hristos va intra într-o relație cu Dumnezeu. Prin Hristos, omul acela, prin mine, spune Domnul Isus, va intra într-o relație cu Dumnezeu. Nu poți intra într-o relație cu Dumnezeu fără de Hristos. N-ai cum să intri la Dumnezeu fără de Hristos. Calea e blocată în afara lui Hristos. Prin mine, spune Domnul Isus, omul va intra va intra într-o relație cu Dumnezeu, îl conduc eu într-o relație cu Dumnezeu, îi arăt eu direcția, nu că asta trebuie să fie liderul, să dea direcție, să dea soluție bună. Noi toți nu avem nicio soluție, noi toți suntem nenorociți, noi toți suntem niște ticăloși, dacă nu ni se descoperă Hristos, dacă nu ne arată Hristos și spune că omul prin Hristos va intra, Hristos ne va duce, ne va într-o relație cu Tatăl. Nu putem ajunge acolo, numai prin Hristos. Și apoi spune că va ieși, va ieși, va intra într-o relație cu Dumnezeu și va ieși de acolo, cum va ieși? Salvat, va ieși hrănit sufletește, va ieși binecuvântat, transformat, va ieși o făptură nouă. Vă întreb, dragii mei, ați fost voi cu adevărat, ați intrat voi cu adevărat și după ce ați intrat și v-ați întâlnit cu Hristos, ați ieșit cu adevărat de acolo o făptură nouă? Ați ieșit cu adevărat transformați? Ați ieșit cu adevărat născuți din Dumnezeu? Asta face Hristos. Asta face Hristos. Ne duce și apoi ne scoate din noi înșine. Ne scoate din starea noastră rea. Ne dă o natură nouă. Suntem ființe deosebite, suntem speciali pentru că Dumnezeu locuiește în noi. Dumnezeu ne umple și Dumnezeu ne călăuzește. Va intra și va ieși. Intri în relație cu Dumnezeu și ieși o făptură nouă. Ce trist este să nu vezi făpturi noi, să nu vezi oameni care au ieșit cu adevărat schimbați și transformați, să vezi oameni care dau înapoi după ce spun că l-au cunoscut pe Hristos. Este trist, nădăjdesc să nu se întâmple în cazul niciunea dintre noi, ci toți prin Hristos să avem această relație cu Dumnezeu și să ne schimbe și să ne transforme. Și apoi până la urmă un lider, un creștin, asta trebuie să facă pentru cei din jur. Ajută-i pe oameni să-L cunoască pe Hristos. Spune-le oamenilor ce face Hristos, schimbarea pe care face Hristos. Ajută-i pe oameni în felul ăsta, intri cu ei, îi duci la Dumnezeu și după aceea te rogi ca Dumnezeu să-i scoate de acolo făpturi noi, transformate și schimbate. Ce frumos sunt pocăiții cu adevărat schimbați. Ce frumos sunt pocăiții cu adevărat transformați. Și ce urât sunt pocăiții netransformați. Câteodată aud, nu știu dacă aici voi auziți, aici poate mai puțin, că aici sunteți în contextul ăsta cu germanii care nu, vrea păști, nu prea vă știu ei, dar pe la noi prin România, decât pocăit ca și ăla, mai bine nu, decât pocăită ca și aia, mai bine nu. Și adevărat, unii au dreptate, nu-s doar așa că ne caută nouă bețe în roate și cu sururi, ci pentru că nu sunt oameni care au intrat N-au intrat într-o relație reală cu Dumnezeu și n-au ieșit de acolo transformați. Și nu-i mai urât om pe pământul acesta decât să spună că el e pocăit și să trăiască tot în natura veche. Nu cred că este o urăciune mai mare. Dumnezeu să ne ferească de așa ceva. Noi trebuie să fim oamenii aceștia. Dumnezeu vrea să fim oamenii aceștia și acum ziceam oameni care se ajute pe ceilalți din jurul lor și să fim preocupați de slava și gloria lui Dumnezeu. Știți că oricând se întoarce un om la Dumnezeu, îi bucurie în cer? Dumnezeu e onorat? Dacă noi aducem oamenii în împărăția lui Dumnezeu, Dumnezeu e onorat, Dumnezeu este glorificat, Dumnezeu este cinstit. Și Dumnezeu ne vrea pe fiecare. Spuneam că avem nevoie, în vremurile din urmă, avem nevoie de astfel de lideri. Rugați-vă pentru frații care conduc adunarea. Stați în rugăciune pentru ei, v-ați rugat pentru copii, rugați-vă pentru lideri. Avem nevoie! Moise a zis, Doamne, Tu să rânduiești un om este nevoie în vremurile acestea să se audă glasul Domnului, trâmbița, deslușit, niciun cuvânt care să încurce pe oameni. Și, Doamne, ai milă că mulți sunt care încurcă astăzi pe oameni. Avem nevoie să se audă deslușit și limpede trâmbița lui Dumnezeu, Cuvântul vestit prin gura slujitorilor Lui, să ne rugăm pentru aceasta. Dumnezeu să binecuvinteze adunarea aceasta pe fratele păstor, ceilalți care conduc adunarea, dar pe fiecare în parte. Dumnezeu să ne ajute să fim astfel de oameni în vremurile din urmă în care am intrat. Și biruința este a Domnului și a celor ce se încred în El și asculte de El. Amin.